Fost la mormântări la oameni de 95 de ani, cred, de 90, de 80 de ani. Și după ce Alin m-a sunat, m-am gândit ce aș putea să spun despre ceva ce nu am experiență. Mi-a murit mama, tata, bunicii. Știu cum e durerea aia, dar nu știu cum e durerea să-ți moară un copil. Mi-am zis când eram tânăr, nu o să vorbesc niciodată despre creșterea copiilor, până nu o să fie copii mari. Nu o să vorbesc niciodată despre ce nu știu. Și nu știu să vorbesc din experiență. Și nu vă vorbesc din experiență. Și nu încerc să mângâi și să cânt cântece unei inimi triste. În schimb, știu din experiența unuia ca Iacov, care și-a crezut fiul mort. Și așa a crezut că e mort. De Iosif vorbesc. Ani de zile, zeci de ani. Și l-a primit într-o zi cu surpriză mare. Și nu-i venea să creadă. Știu din scrierile lăsate de Dumnezeu nouă în cuvântul său, durerea de tată a lui Dumnezeu, care privește lumea întreagă, supusă și batjocorită de vrăjmașul său, pe creația sa înșelată de vrăjmașul său, dar a pregătit un plan din veșnicii prin care să-i răscumpere o mare parte din cei care sunt păcăliți de cel rău și să-i aducă la el. Zice cuvântul lui Dumnezeu, textul din care vreau să citesc este, vorbesc despre pocăință. Și două versete vreau să citesc. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, le spunea apostolul Pavel în Atena, filozofilor de acolo. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Eclesiastul spune, mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Vestea morții ne-a întristat dintr-o dată și orice umbră de râs s-a stins. Și mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, căci omul își amintește de sfârșitul fiecărui lucru. E bine să fim în cimitir, pentru că aici e locul cel mai bun de meditat la sfârșitul tuturor lucrurilor. Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, de la Adam până la Moise, moartea a domnit și moartea domnește până astăzi. Și încă nu vedem că toate ei sunt supuse. Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, singurul care a înviat, primul care a înviat, pârga, primul rod. În mai o să mâncăm primele cireșe, primul rod. În urmă vom învia și noi. Învierea Domnului Iisus Hristos este garanția că vom învia și noi. Mi-e așa de greu să-mi adun cuvintele și gândurile și ideile, pentru că durerea pe care n-ai trăit-o te face să te simți umilit și să te simți nevrednic. Ce să vorbești tu? Poate că cine ascultă are nevoie de altceva. Dar din partea lui Dumnezeu, totuși, pot să spun și vreau să spun ce este pocăința și de ce este bine să ne gândim la aceste lucruri în acest loc care, dacă păcatul a domnit, înseamnă că e rege, e stăpân, are ambasade peste tot. O împărăție puternică are ambasade peste tot și nu este sat în lumea asta care să n-aibă cimitir. Asta dovedește că păcatul este un mare domnitor, un mare stăpân, care domnește, un mare rege, care are domenii în fiecare localitate din lume de 6.000 de ani de la creație. Și pe acest domeniu noi trebuie să proclamăm în această cameră a morții, în acest domeniu al lui, în acest regat al celui rău. Noi trebuie să proclamăm că sfârșitul lui e aproape. Nu-i loc de veci, loc provizoriu. Vor fi două învieri și toate mormintele vor fi goale. Domnul Iisus Hristos ne-a trimis pe noi ca ambasadori ai unei alte împărății mai puternice și ce ne spune prin noi? Împăcați-vă cu cine? Cu ăsta care îi domină pe oameni prin frica morții, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Și ca și cum Dumnezeu ar învia, ar îndemna prin noi. Împăcați-vă cu Dumnezeu, zice Pavel, cum aș vrea să-mi schimb glasul? Cum aș vrea să pot plânge? Cum aș vrea să vă pot convinge? Împăcați-vă cu Dumnezeu. Câteva cuvinte vreau să vorbesc despre această împăcare cu Dumnezeu, despre această pocăință pe care o poruncește Dumnezeu. Pocăința nu este o religie. Pocăința nu este o taină. Nu este o taină bisericească. Taina pocăinței, vi se spune, taină. Pocăința nu este spovedanie. Pocăința nu este schimbare de cult. Pocăința nu este nici măcar botez. Aș putea să le enumăr pe toate. Dar decât să spun ce nu este pocăința, aș vrea să spun ce este pocăința. Și pentru aceasta aș vrea să vă dau o întâmplare. Am citit recent o carte. Zice că, scrisă de un evreu român, plecat din România, zice că la un rabi din zona Sighetului vine un evreu și zice, rabi, eu nu înțeleg ceva din Biblie. Uite, am citit în Biblie și am ajuns la prima pagină și acolo scrie că Dumnezeu ajunge în grădină și zice, unde ești, Adame? Unde ești, Adame? Păi nu știa Dumnezeu unde e Adam. Păi ce Dumnezeu e ăsta care nu știe unde e Adam? Și evreul credea că l-a prins pe rabi, pe învățător, la colț. Gata, nu mai citește restul, că ce Dumnezeu e dacă nu știa unde e Adam? S-o fi ascuns Adam după vreo tufă. Fi crezut că se ascunde. Și spune rabi, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu știa unde e Adam, Adam nu știa. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam, unde ești, Adame? I-a pus o întrebare pe care trebuia să-și o pună el. Întrebarea, sensul, și spunea evreul, că sensul acestei întrebări nu este unde ești, unde ți-e locul tău, unde ești, în ce loc ești. Întrebarea este, ce faci tu cu viața ta? Care-i starea ta? Cum te găsești? Unde ești tu pe lumea asta? Ce vrei să faci cu viața ta? Și aceasta aș vrea să fie întrebarea cu care să rămânem lângă acest mormânt deschis plin de flori. N-am văzut în viața mea pereții tapetați cu flori, este extraordinar. Ce faci cu viața ta? La ce te gândești tu toată ziua? Citești prima parte din prima pagină din Biblie și zici, pa, nu știu Dumnezeu unde e, dar pe ce să știe de mine? Știe Dumnezeu bine unde ești. Știe Dumnezeu foarte bine unde ești. Întrebarea pe care ți-o pune Dumnezeu astăzi. Tu știi unde ești? Mergi pe un drum, zici că e bun. Ți-ai ales o cale, zici că e bună. Dar ai tu un frământ al conștiinței ca să spui de dimineața până seara întrebarea, unde sunt eu, Doamne? Sunt eu bine? Zice, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Sunt eu bine? Poate ți-am ales religia corectă. Poate zici că ce faci, faci bine. Și vine Dumnezeu și spune așa, și ascultați-mă cu mare băgare de seamă ce vă spun acum. Dacă nu trăiești în fiecare zi cu o frământare a sufletului, lăuntrică, ca și cea dată de întristarea de astăzi, nu ești bine? Și vă voi da câteva exemple. În 2 Corinteni, la capitolul 7, vine Apostolul Pavel și spune, v-am scris o scrisoare. Voi v-ați crezut buni, creștini, v-ați lăudat chiar, uite, ca noi nu-i nimeni. Și scrisoarea mea v-a întristat. Uite, noi suntem astăzi întristați. Mai bine, mai bună este întristarea decât râsul. Și scrisoarea mea zice, măcar că v-am întristat prin epistola mea, prin scrisoarea mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Fac o paranteză aici. Când vine întristarea și va veni în viață, de multe ori, la fiecare, oricât am ocolit-o și cât am evitat-o și cât am vrea să o ocolim, să vă amintiți că v-a spus un frate pe marginea unui mormânt că toate întristările din lume trebuie să conducă la pocăință. Detaliez puțin. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Versetul 11, trec direct. Căci uite tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. Știți ce e pocăința? E o stare de felul acesta. Ce frământare a trezit în tine moartea lui David? O frământare
pe care o uiți, mergi acasă și o uiți, te trezești mâine de dimineață, îți mai amintești o vreme, treci un timp, să le trimit o poezie lui. Când porți în suflet un mormânt. Când porți în suflet un mormânt, nu te mai gândești la nimic altceva. Îmi amintesc acum și vă zic. Nu poezia, că nu o țin minte. A murit fata de 19 ani. A unor prieteni. Am fost sâmbătă la ei. E îmbrăcată în negru, mama ei. De acum 10 ani. N-am intrat în casă. N-am stat un minut și mi-am amintit de Adina. A murit Adina. Și de atunci mama ei numai de ea vorbește. Frământarea în sufletul ei nu s-a terminat. Avea singura fată, doi copii avea. A murit Domnul Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Frământarea din inima noastră n-ar trebui să se termine și să fie înlocuită de superficialitatea vieții, de prețul nespus de mic al lucrurilor care înlocuiesc prețul nespus de mare care s-a plătit pentru noi. Știți ce-i pocăința? Înlocuirea în capul nostru a gândurilor ieftine cu gândurile scumpe. Cu planul veșnic pe care Dumnezeu l-a făcut în Scriptură și ne-l-a arătat în Scriptură, prin care suntem apropiați de El. În acest plan veșnic îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, care a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Vă mai spun un lucru. Domnul Iisus nu ne dă numai cerul. S-a spus frumos, așa va fi. Ne va da cerul. Dar știți ce? Spune un lucru acolo. Împreună cu El toate lucrurile. Ne va da împreună cu El toate lucrurile. Și știți ce înseamnă împreună cu El? Înseamnă, dacă suferim împreună cu El, vom și fi slăviți împreună cu El. Împreună cu El e crucea, împreună cu El e rușinea, împreună cu El e batjocora, împreună cu El e ironia tuturor celor din jurul tău care zic, păi tu te-ai trezit să fii altfel? Ia stai tu în banca ta. Și asta va fi. Și asta e ceva împreună cu El. Și pocăință este să socotești această ocară a lui Hristos mai de preț decât toate comorile Egiptului. Așa cum a socotit Iosif și Moise și cei care au trecut prin Egipt. Și noi când trecem prin Egiptul lumea acesteia, să profităm, zic, e un cuvânt lumesc, iertați-mă, să prindem ocazia unei întristări și să ne cercetăm pe noi. Nu numai la mormântare, să ne întristăm singuri, citind cuvântul lui Dumnezeu. Ne găsim inima noastră, ne găsim păcatul nostru, ne găsim mândria noastră, ne găsim slăbiciunea noastră, îngânfarea noastră, cine știe ce găsim acolo, în cuvântul lui Dumnezeu sunt multe imagini prin care ne vedem pe noi înșine. Este o oglindă în care privim cu fața descoperită slava lui Dumnezeu. Și vom moșteni slava lui Dumnezeu. Acum, ultimele lucruri pe care vreau să vi le spun sunt că noi nu înțelegem destul dragostea lui Dumnezeu. Eu cel puțin mă văd pe mine că nu înțeleg destul dragostea lui Dumnezeu. Dacă aș înțelege destul dragostea lui Dumnezeu, cât de mult ne iubește Dumnezeu, cât de mult bine ne face, am lepăda și L-am iubit mai mult și noi pe El. Apostolii, cum este Apostolul Pavel care a scris această scrisoare, zice: voi nu vedeți dragostea lui Dumnezeu ca și cum le-ar ce, dar puteți vedea dragostea noastră, zice: să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. În 2 Corinteni, capitolul 4, v-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Și în versetul 12, ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Cu aceste lucruri vreau să închei. Cu îndemnul de a întreba ca evreul. Probabil, după ce a plecat de la rabi, nu s-a mai întrebat, știe Dumnezeu, știe unde este, dar tu, Ițac, Ițic, îl chema, tu nu știi unde e Dumnezeu. Tu nu știi unde ești tu. Avem atât de multe lucruri de învățat de la Dumnezeu. Avem de învățat unde suntem noi,
Avem de învățat unde este Dumnezeu, avem de învățat planul lui Dumnezeu. Sunt lucruri grele și complexe în planul lui Dumnezeu, care trebuie știute, cunoscute, ca să ne putem bucura de ele, ca să putem ști și să putem cunoaște banii ăștia a lui Dumnezeu. Comorile astea nespus de mari care ne s-au dat, ca să nu cumva să le schimbăm pe castraveții din Egipt. Să nu dăm niciodată o vie pentru un ogor cu castraveți. Aș vrea ca Dumnezeu să mângâie familia, să ne facă vrednici să putem mângâia pe cei care trec prin vreo împrejurare din asta. Și dacă am fost în gaci, în vorbire, nu vorbesc foarte des la public mare, vă rog să mă iertați, dar să rămâneți cu acest gând. Cercetați Biblia. De mâine dimineață propuneți-vă pe Dumnezeul cunoști în odăiță. Pe Dumnezeul cunoști cu masca pe față, nu e nicio problemă, că stai singur, nu e nicio problemă, că stai acasă, că așa zice Dumnezeu, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te Tatălui care vede în ascuns. Pocăința îi să-i spui, Doamne, n-am fost bine. Păi cum vrei tu să fii? Eu mai citești 5 pagini din Biblie și găsești pe unul ca tine care s-o pocăiește și el, pocăiește-și tu ca el. Și mai citești și mâine și poi mâine și cercetează-te și asta este pocăința. Amin. Tatăl nostru, ce putem să spunem în fața victoriei vrăjmașului tău pentru un moment? Decât că știm că tu care ai biruit moartea și ai adus la lumină viața și neputrezirea, ai promis că va fi o zi a învierii, zi pe care o așteptăm cu toții, Doamne, și fă să credem și să nu ne copleșească imaginea aceasta a gropii deschise, să nu ne copleșească boala, moartea, neputința, pandemia, atâtea lucruri care pot copleși inima și pot să facă să pierdem bucuria, să pierdem pacea, să pierdem credința și să gândim în felul lumii. Te rog să ne ierți, Doamne, de fiecare dată când suntem amăgiți și agățați cu felul de gândire al viacului acestuia, Doamne. Te rog să mângâi familia care rămâne, pe Daniela în primul rând, Doamne, pe Alin, pe frații lui David, să pui tu nădejdea aceasta în vieri în ei, Doamne, și să ne mângâi și pe noi și să ne dai putere, să fim în stare să mângâiem pe cei care trec prin astfel de stări, Doamne, și când va fi să trecem fiecare din noi, să avem nădejdea aceasta pe care Tu ne-ai lăsat-o în cuvântul Tău, că va fi o zi a învierii, Doamne. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus, pe care ne l-ai dat, Doamne, ca să trăim prin El, să-i purtăm crucea, să-i purtăm ocara și disprețul, dar știm că într-o zi îi vom purta și cununa. Te rugăm să ne faci vrednici, Doamne, pe fiecare din noi la aceasta. În numele Domnului Iisus îți cerem. Amin.